Marele profit al europenii, al occidentalilor, în însușirea, care decurge din însușirea mijloacelor extrem orientale de a te antrena, de a trăi și așa mai departe, are mai multe beneficii. În primul rând, extrem orientalul spune că nu poți să fii performant din punct de vedere al sporturilor dacă nu ai o alimentație specială. Această alimentație specială urmărește să permită permanent fluidifierea tuturor fluxurilor care au loc în organismele noastre. Pentru aceasta trebuie folosite anumite tipuri de alimente. S-a constatat de medicina occidentală că alimentele care erau considerate ca alimente care dau forță, dau putere și așa mai departe, de fapt sunt alimente care îmbâxesc organismele noastre cu toxine. Fie că provinere din afară, fie că apar în urma metabolismului digestiv, în urma alimentației cu acest tip de alimente. Deci se schimbă percepția occidentalului despre cum trebuie să gândește alimentația. În consecință apare o știință nouă și foarte, foarte importantă și anume medicina nutriției, nutriționiștii, cei care se ocupă cu studiu și promovarea anumitor tipuri de alimente. Un alt aspect care decurge din însușirea acestor arte este acela că se constată faptul că în urma practicării acestor mijloace de a ne dinamiza, câștigă foarte mult practicantul în ceea ce înseamnă performanțele intelectuale. Adică îi se îmbunătățește memoria, adică are o ideație mult mai bună, mai clară și îi crește ceea ce se numește mai nou creativitate, adică dobândește o capacitate de asociere a unor idei, a unor aspecte, a unor judecăți, în așa fel încât apar o serie de soluții foarte potrivite intereselor pe care le manifesti pentru un moment sau altul. Deci creativitatea este cea care se îmbunătățește datorită acestor practici de sanogeneză, adică de generare a sănătății. Ba mai mult decât atât, chiar cei bolnavi, prin abordarea recuperărilor, prin abordarea mijloacelor extrem orientare în vederea rezolvării problemelor de sănătate, reușesc adevărate minuni în recuperarea diferitelor probleme care s-au instalat.